Început cum nu vă așteptați și... Primul rând vreau să felicit Iașu pentru victorie, iar restul noi, vedete, de la început până la sfârșit, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, nu e nimic de înțeles, le-am și zis în vestiar. Cum să zic, m-am simțit, nu vă zic ce le-am zis, dar asta e. Fiecare în viață e un test, înveți din toate, dar începând de la capitan și până la toți ceilalți, să le dea de gândit ce s-a întâmplat în seara asta. Foarte mult, le-am zis că eu nu accept așa ceva și... Să fie o schimbare radicală într-o săptămână din pregătire, până acum să fie total schimbat totul, eu nu le înțeleg. Poate voi le înțelegeți mai bine ca mine, poate cei din tribuna au înțeles, eu n-am înțeles. Să nu mai să uiți fotbalul, să-l uiți, să nu mai joci, eu nu l-am. E pur și simplu pentru mine o chestiune incredibilă. Dar asta e, mergem înainte, e un test, învățăm, analizăm și o să mergem înainte să vedem ce putem face. Credeți că s-au transformat, după cum spuneați dumneavoastră, în nu vedete? S-a transformat nimic, sunt doar vedete. Atât. Cuvântul vedetă, star. Știi ce înseamnă star? Aia, cam aia. Aia care merg pe vârfuri. Florin, ce cauza faptului că ați... Toată lumea, deci nu mai puneți de X, de Y. Toți. Din cauza faptului că ați spus în această iarnă, pentru prima dată în mod public, nu, că echipa se bate la deci, titlu? Nu vrem. Una e să-ți dorește. Asta nu înseamnă că ei nu și-au dorit. Asta nu e... Deja e altceva. Dar asta e, mergem înainte. Nu pronunț cuvinte unul sau altul. Ei sunt o echipă, e un vestiar acolo și trebuie să reflecteze, să gândească tot ce s-a întâmplat în seara asta, bine de tot, dacă își doresc la clubul ăsta să mai fie. Ce oricine. Oricine. Trebuie să se gândească bine de tot. Asta e mesajul meu. Restul, nicio problemă. Învățăm din ele, mâine altă zi, o luăm de la capăt, cel puțin eu. Nu știu dacă mai au capacitatea să facă, asta e. Cernat ne spunea că i-a deranjat foarte tare antijocul celor de la ea. Deci, credeți că se așteptau? Nu mai are rost să vorbim mai mult. Rămâneți cu ce am zis eu. Restul ce a zis Cernat, uitați-o. Uitați-o ce a zis Cernat. Ce am zis eu? Hai, seară bună. Vreau să vă întreb totuși, poate fi și o problemă de omogenitate în condițiile în care au plecat 12 jucători de la echipă? Nu, și nu. De integrare, poate Pesani a avut acea greșeală, a fost prins. O să-i pedepsiți pentru că... Deci, domnilor, când ai o prestație cum am avut-o noi în seara asta, totul s-a petrecut în spate, înainte de meci. În spatele meci, nu în teren. În teren e o concluzie, nimic altceva.